Salvatorul, Sfântul prieten și domn. Cine a crezut că e mielul ce moare pentru om? O, da, ce moare pentru om! Ce minunat Salvatorul, Sfântul prieten și domn. Cine a crezut că e mielul ce moare pentru om? O, da, ce moare pentru om! Tu ești cel vrednic de slavă, cel vrednic de a fi iubit. Viața ne-ai dăruit, o, da, viața ne-ai dăruit. Mângâietor și lumină, duc după care tânjim. Când ne luptăm plin de temeri, ne-ai dat nădejde și alin. O, da, ne-ai dat și lumină, duc după care tânjim. Când ne luptam plin de temeri, ne-ai dat nădejde alin. O, da, ne-ai dat nădejde alin. Tu ești cel vrednic de slavă, cel vrednic de a fi iubit. Viața ne-ai dăruit, o, da, viața ne-ai dăruit. Atotputernic Părinte, Tu ne-ai iubit din vecii, din slăbiciune și moarte, ne-ai înălțat ca fi. O, Atotputernic Părinte, Tu ne-ai iubit din vecii, din slăbiciune și moarte, ne-ai înălțat ca fiind. O, da, ne-ai înălțat ca fiind. Tu ești cel vrednic de slavă, cel vrednic ne-ai dăruit, o, da, viață ne-ai dăruit. Tu ești cel vrednic de slavă, cel vrednic de a fi iubit. Noi însetăm după tine, viață ne-ai dăruit, o, da, viață ne-ai dăruit. Bună seara și bine v-am găsit la un nou studiu din Cuvântul lui Dumnezeu. Se cade să-i mulțumim Tatălui Ceresc pentru că avem din nou această posibilitate de a fi alături de El, de a asculta de la El și de a învăța fiecare dintre noi ceea ce cu siguranță este bine pentru copiii Săi. Am vrea în această seară să ne orientăm puțin asupra unui lucru care devine din ce în ce mai evident, și anume decăderea spirituală. Am vrea să vorbim despre cauzele care deseori au produs aceste
îndepărtări, dacă le putem spune așa, de la adevărul pe care noi l-am primit de la Tatăl Ceresc. Vreau să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și să citim pentru început un verset din Sfânta Scriptură, un cuvânt spus de însăși Domnul Iisus Hristos, în Matei, capitolul 22, versetul 29. Și ne spune Domnul Iisus Hristos așa: drept răspuns, Iisus le-a zis: vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Observați două lucruri foarte importante. Și mi se pare mie, de fapt, din experiența pe care o am de a lucra alături de Dumnezeu, că omenirea din timpul de astăzi și în special clasa creștină, cei care se pretind de fapt că îl cunosc bine pe Dumnezeu, că sunt aproape de Dumnezeu, au început de fapt încetul cu încetul să se îndepărteze tot mai mult de studiul Scripturii lui Dumnezeu. Nu mai avem prioritar, așa cum aveam poate altă dată, această acțiune, această lucrare, adică de a lua Cuvântul lui Dumnezeu, a-L studia, de a-L cerceta, de a descoperi învățăturile sale. Deseori parcă sunt lucruri mult mai importante pe care noi încercăm să le realizăm, iar toate acestea ne absorb tot timpul pe care noi îl avem, iar studiul Cuvântului lui Dumnezeu este lăsat întotdeauna pe ultimul loc. Sau poate că nici nu mai există un loc pentru acest studiu. Ne spunea aici Domnul Iisus Hristos, în momentul în care noi nu cunoaștem Scripturile, există posibilitatea de a devia de la calea lui Dumnezeu, de a ne rătăci. Și mai mult decât atât, în momentul în care noi nu cunoaștem Scripturile, nu-L putem cunoaște pe Dumnezeu. În clipa în care nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, nu avem o experiență cu Dumnezeu. Spunea Domnul Iisus Hristos, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. A cunoaște puterea lui Dumnezeu înseamnă, de fapt, a avea o experiență cu Dumnezeu. A lucra alături de El. A te încrede în Dumnezeu. E cu totul diferit, nu, să îl cunoști pe Dumnezeu și să auzi de Dumnezeu. Ne aduce aminte de ceea ce spunea neprihănitul Iov în momentul în care Dumnezeu a îngăduit ca el să treacă prin acea încercare, prin acea vale a morții. În momentul în care Dumnezeu îi se arată și el spune: Doamne, până acum am auzit vorbindu-se de Tine. Vedeți, e o diferență. Dar în momentul în care a avut o experiență personală cu Dumnezeu și Dumnezeu a fost alături de el, chiar dacă a suferit și a îndurat atâtea probleme, el a zis: dar acum Te-am văzut, Doamne, și mi-e scârbă de mine. În momentul în care noi îl cunoaștem pe Dumnezeu, viața noastră se schimbă, se schimbă prioritățile noastre, gândim altfel, ne organizăm timpul altfel, viața noastră devine cu totul altceva. Știți, există un gând în spiritul profetic pe care ar vrea să-l amintesc cu această ocazie. Și ne spune aici Cuvântul lui Dumnezeu în Slujitorii Evangheliei, pagina 368, următoarele lucruri pe care am vrea să le scoatem în evidență. Oamenii așteaptă ca pastorii să cerceteze Scripturile în locul lor și să le explice. Observați? Aceasta este o mare greșeală. Aceasta produce de multe ori confuzie. Aceasta dă loc diavolului pentru ca el să se folosească de anumiți oameni, chiar pastori fiind, nu? Să introducă în mintea noastră, în gândul nostru, vederi care nu sunt bazate pe Scripturi. Așteptăm de multe ori ca cineva să ne spună ce să facem. Așteptăm ca altcineva să studieze în locul nostru. În loc să ne punem pe genunchi, să venim la Domnul Iisus Hristos, să cerem personal fiecare dintre noi lumină, pentru ca El să ne călăuzească pe fiecare dintre noi, așteptăm ca altcineva să ne spună. Și în momentul în care un frate oarecare, poate cu influență, nu deviază de la Cuvântul lui Dumnezeu, noi suntem gata să mergem în aceeași direcție. Mulți acceptă adevărul fără să-l studieze în profunzime pentru a înțelege principiile lui fundamentale, iar când se confruntă cu împotrivirea, uită argumentele și dovezele care îl susțin. Observați, în momentul în care credința mea nu este cultivată pe un studiu personal al Scripturii, și este cultivată pe ceea ce mi-a zis fratele sau sora sau fratele pastor sau ceea ce am auzit, dar eu n-am studiat în Cuvântul lui Dumnezeu și n-am o relație cu Dumnezeu, în momentul în care vine criza în viața mea, eu n-am niciun suport. Toate cele ce mi-au spus unul și altul n-au putere de a mă convinge și de a mă ține în picioare.
Și atunci rămân așa cumva, parcă aș fi pe un drum pe care nu-l cunosc și fără busolă, fără hartă și nu mai știu încotro să mă întorc, să mă duc. Prea adesea, evlavia lor degenerează în formalism. Iar când încetează să mai audă apelurile care i-au sensibilizat la început, ei ajung morți din punct de vedere spiritual. Observați? Iar când pastorul nu mai vine și nu ne mai spune nimic. Iar dacă se întâmplă o nenorocire și nu pot să mai audă cuvântul lui Dumnezeu rostit de alții, cum devin ei? Morți. De ce? Pentru că n-au clădit o relație cu Dumnezeu. Pentru că viața lor n-a fost de fapt întemeiată pe ceea ce ei au studiat personal. Dragii mei, ar trebui ca fiecare dintre noi să ne luăm timp pentru a studia cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta este una din cauzele principale pe care diavolul le folosește. Ne aducem aminte în momentul în care Moise a dorit să-și scoată poporul său din robia egipteană. Primul lucru pe care l-a făcut faraon care a fost? Dați-le mult de lucru să nu mai aibă timp să umble după năluci, spunea el. Adică să nu mai aibă timp de studiu, să nu mai aibă timp de rugăciune, să nu mai aibă timp de meditație alături de Dumnezeu, să lucreze de dimineață până în seară, să-și realizeze scopurile, să înțeleagă și să creadă de fapt că ei sunt realizați, dar să fie morți spiritual. Aceasta este tehnica pe care o folosește diavolul dintotdeauna. Haideți să vedem un alt aspect, un alt lucru. Mă opresc asupra regelui Solomon. Acel om care vine la Domnul și îi spune: Doamne, vreau înțelepciune. Și Dumnezeu îi dă înțelepciune. Și pe lângă înțelepciune, Dumnezeu îl binecuvântează cu multe avuții. Ei, în momentul în care viața lui a început să crească, să se ridice, dar nu cea spirituală, bineînțeles, el a început să-L uite pe Dumnezeu. Și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să citesc un text din 1 Regi, capitolul 3, versetul 1. Solomon s-a încruscrit cu Faraon, împăratul Egiptului. A luat de nevastă pe fata lui Faraon și a dus-o în cetatea lui David până și-a isprăvit de zidit casa lui, casa Domnului și zidul din prejurul Ierusalimului. Și nu a fost singurul caz. Ce face Solomon? Solomon a vrut să aibă o viață liniștită, o viață tihnită. A vrut, de fapt, să nu mai aibă războaie așa cum a avut tatăl său, David. A vrut să trăiască în pace cu toți vecinii. Și ca să facă lucrul acesta, știți cu toții, regula de bază a tuturor regilor era aceea de a se încuscri, aceea de a crea alianțe, aceea de a se înrudi unii cu alții. Și în felul acesta erau evitate anumite conflicte. Solomon face lucrul acesta și nu face doar cu împăratul Egiptului, face cu mulți împărați și cu mulți prinți. Și creează anumite alianțe. Credea el că prin aceasta va aduce pace și liniște. Într-o oarecare măsură a avut pace și liniște. Nu a mai fost conflicte, nu a mai fost războaie, nu? Știm cu toții lucrul acesta. Dar iată ce ne spune Spiritul Profetic. Vreau să citesc din cuvântul lui Dumnezeu. El s-a gândit, Solomon, el s-a gândit că alianțele politice și comerciale cu națiunile din jur aveau să le aducă la cunoașterea adevăratului Dumnezeu. Aceasta a fost ideea lui. Și ce a zis el? Păi hai să facem alianțe, hai să mă duc la împăratul Egiptului, nu? Să cer fica de nevastă și ea că și-a luat o fică, a mai mers la alta și a mai luat una și a început Solomon să aibă o grămadă de soții. Ceea ce cuvântul lui Dumnezeu a condamnat întotdeauna. Dar pe lângă aceasta, acestea nu erau din poporul lui Dumnezeu. Și ce au făcut aceste fiice? Ele au venit cu toată moștenirea lor, nu doar cu avuții, dar au venit și cu zeii lor, au venit și cu stilul lor de închinare. Și toate acestea, încetul cu încet, au fost introduse în poporul Israel. Aparent, poporul Israel trăia într-un timp de liniște, de pace, nu? Dar, de fapt, era într-un război pe care Solomon nu-l înțelegea. Un război în mod direct cu diavolul. Iar diavolul a început tot mai mult să câștige teren atât în inima lui, cât și în inima poporului.
Și citim mai departe aici. Deci el s-a gândit că aceste alianțe comerciale, ce avea să-l facă? Avea să-i facă pe oamenii aceia, în cazul nostru, după verset, pe împăratul Egiptului, să-l facă ce? Să-l cunoască pe Dumnezeu, să-l convertească, să se pocăiască. Nu așa învățam noi din cuvântul lui Dumnezeu, evreii trebuia să fie lumina neamurilor. Și el credea că prin aceasta avea să-l convertească. Dar ce s-a întâmplat? Și astfel, el a intrat în alianțe nesfinte cu națiune după națiune. Adesea, aceste alianțe erau pecetluite prin căsătorii cu prințese păgâne. Poruncile lui Jehova erau lăsate la o parte în favoarea obiceiilor popoarelor din jur. Și încetul cu încetul, Solomon a început să lase la o parte poruncile lui Dumnezeu. Și pentru ca să nu le supere pe aceste prințese, pentru ca să arate că e un om cultivat, că e un om cizelat, ce a zis? Păi, hai mă, să lăsăm să... La început au făcut acele ceremonii doar ele, apoi s-a asociat și el. Și încetul cu încetul, Solomon, dar nu doar el, ci întregul popor, s-au apostaziat. S-au îndepărtat, de fapt, de la Dumnezeu, că asta înseamnă apostazie. În anii apostaziei lui Solomon, decăderea lui Israel a fost rapidă, foarte rapidă. Diavolul lucrează foarte, nici nu te gândești. Și acum marea întrebare și închei citatul. Cum ar fi putut altfel când însuși regele lor s-a unit cu agenții lui Satana? Cum ar fi putut altfel? Dragii mei, haideți să privim astăzi în viața noastră. De fiecare dată îmi place să fac paralele între ceea ce au trăit ei și ceea ce trăim noi astăzi. Oare nu cumva și noi mergem pe același drum? Oare nu cumva și noi încercăm de fapt să creăm anumite alianțe cu cei din jurul nostru? Cu ceilalți care cred, zicem noi, dar și ei cred ca noi. A, că nu crede aia, a, că nu primesc sabatul, a, că nu știu cum. Și încetul cu încetul ne-am unit, ne-am asociat, am făcut anumite acțiuni, ne-am și lăudat, că am zis, uite că am evangelizat lumea. Și dintr-o dată ne-am văzut cu ce? Cu o biserică plină cu tot felul de principii care niciodată nu erau în biserica lui Dumnezeu. Fără să-ți dai seama, pe ne... Observate, încetul cu încetul, cu clipă cu clipă, diavolul introduce noi și noi teorii care nu și-au originea decât unde? Decât la diavolul. Și să vezi că apare bradul în casa creștinului, astăzi, mâine îl aduce în biserică și spunem de fapt că ne închinăm lui Dumnezeu. Și spunem, da, păi am aducem și argumente din spiritul profetic, că nu e o greșeală să aduci un brad în biserică. Sau multe altele, nu vreau să mă opresc doar aici. Un alt lucru foarte important ce a dus decăderea în viața lui Solomon, nu că acesta ar fi un păcat, dar trebuie să fim foarte atenți, momentul în care Solomon a început să o ducă bine, poporul a început să prospere, aveau de toate și spune spiritul profetic aici mai departe. Salariile mari, pretinse și obținute au dat multora posibilitatea de a-și permite lux și risipă. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că astăzi, chiar dacă de multe ori noi ne plângem că nu avem aia, că nu avem aia, că nu putem să ne luăm ultimul model de iPhone, că nu putem nu știu ce mașină să ne luăm, că nu putem să facem casa să se învârtă după soare sau nu știu ce alte lucruri, nu, dar trăim mult mai bine decât altă dată. Adică soțiile noastre știu să-și pună rufele într-o mașină care ea le spală, ea le stoarce, ea le usucă și doar le scoate și le împăturește. Nu mai freacă mâinile așa cum era altădată pe acea bucată de lemn maglă, așa cum se numea. Sau câte nu altele, nu duci rufele la râu să le speli acolo. Nu, deci totul este, trăim într-o altă lume, mult și totuși nu avem timp. În ciuda acestor lucruri, noi nu ne-am apropiat de Dumnezeu. Se pare că tot mai mult ne-am înstrăinat de Dumnezeu și nu doar de Dumnezeu, și unii de alții. Mi-aduc aminte de fapt momentul de copilărie, atunci când mergeam și făceam anumite vizite, cu anumite ocazii, adunări de tineret sau cum se făcea atunci pe vremea lui Ceaușescu. Frații, maică se supărau că nu te puteai împărțea în 4, în 10 să te duci la fiecare să dormi. Acum, dacă e cazul, poți să rămâi și la biserică. Aceasta este realitatea. Aici am ajuns noi. Și apoi vine dimineața și întreabă, frate, unde ai stat?
Este interesant, nu? Aceasta este realitatea. Starea materială, în loc să ne apropie de Dumnezeu, se pare de fapt că ne îndepărtează de Dumnezeu. Haideți să trecem puțin mai departe. Un alt lucru foarte important care începe încetul cu încetul să-și pună accent tot mai mult în viața noastră de biserică. Citesc din Evanghelia, din Tit, capitolul 1, versetul 14. Și spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Foarte important, un sfat foarte important, care este dat de cuvântul lui Dumnezeu pentru noi astăzi, poate în mod deosebit. Să nu se țină de basme evreiești și de porunci date oamenilor care se întorc de la adevăr. Observați? Parcă tot mai mult încercăm să introducem tot felul de teorii omenești, care înlocuiesc ce? Cuvântul lui Dumnezeu. În loc să îndreptăm oamenii spre adevăr, spune cuvântul lui Dumnezeu că aceste teorii, aceste învățături, fie ele de origine evrească, fie ele inventate de noi astăzi, ce fac? Întorc oamenii de la adevăr. În loc să îi întoarcă pe oameni de la întuneric spre adevăr, fac exact invers, nu? Este foarte riscant lucrul acesta. Fiecare dintre noi trebuie, spuneam la început, să studiem cuvântul lui Dumnezeu și credința noastră să fie bazată doar pe, așa spuneau reformatorii, așa stă scris. Să-mi ajute Domnul de aici să nu mă mișc, nu? Dumnezeu să ne ajute într-adevăr să putem face lucrul acesta. Vreau să citesc un gând din Mărturii pentru Comunitate, volumul 5, pagina 79. Și iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Există un spirit de opoziție față de cuvântul simplu al lui Dumnezeu și mărturiile Spiritului Său. Există o opoziție astăzi, chiar în mijlocul nostru, față de cuvântul simplu. Dumnezeu ne-a vorbit atât de simplu ca fiecare dintre noi să-L înțelegem. Și noi ce facem? Îl complicăm atât de mult încât nimeni să nu mai poată înțelege. Aparent, parcă facem aceeași lucrare pe care o făcea cine? Biserica Catolică cândva. Ca acel cuvânt simplu al lui Dumnezeu să nu mai ajungă la omul de rând. Vorbim de multe ori cuvinte așa care trec pe deasupra noastră fără să le înțelegem. Și spunea un frate în vârstă, în momentul în care asculta o predică: frate, ai vorbit bine, dar ai vorbit pentru girafe. De ce spunea el lucrul acesta? Ci că noi nu suntem niște melușei mici. N-am înțeles nimic din ceea ce ai spus. Spunem doar cuvinte ca să impresioneze. Dacă cumva să stoarcem o lacrimă cuiva și imediat după aceea să-i facem cumva să zâmbească, să râdă. Încercăm să fim doar niște actori, dar nu încercăm de fapt să spunem cuvântul lui Dumnezeu și realitatea noastră. Dumnezeu să ne ajute ca fiecare dintre noi să ne cercetăm viața și în felul acesta să putem cu respect să ne apropiem de El. Citesc mai departe. Sunt mulți printre noi în poziție de răspundere care susțin că opinia câtorva așa zis filozofi orgolioși trebuie să fie mult mai vrednică de încredere decât adevărul Bibliei sau mărturiile Duhului Sfânt. Observați ce ne spune Spiritul Profetic. Există oameni în mijlocul nostru care, atenție, de cine se folosește diavolul? Oameni din poziție de răspundere, adică nu un membru de rând acolo care stă pe ultima bancă. Poate să fie conducătorul din biserică, poate să fie pastorul meu, poate să fie, știu eu, mai mult decât atât, oameni din poziție de răspundere care ce spun că ideea lui Xulescu sau nu știu cuie, care nu este bazată pe cuvântul lui Dumnezeu și pe propria lui inteligență, este mult mai importantă decât ce spune Biblia. Și dacă a spus fratele așa, păi cum e? Amin toți? Că dacă zicem altfel după aia, nu e bine. Aceasta este realitatea în viața noastră. Fie că o credem sau nu, ea se vede. Și Dumnezeu să ne ajute ca fiecare dintre noi să vedem realitatea aceasta. Și ne spune mai departe aici Spiritul Profetic, o astfel de credință ca cea a lui Pavel, Petru, Ioan, este considerată ca fiind învechită, insuportabilă pentru ziua de azi. Ai frate, dar mai lasă-mă în pace. Cine mai crede ce credea Pavel? Cine mai crede ce spune Ellen White? Cine mai crede ce aia a fost pentru atunci? Acum trăim într-o altă lume. N-are niciun rost, nu mai are nicio relevanță. Suntem cu totul altfel de oameni. Nu se mai potrivește lucrul acesta. Dacă Pavel, dacă Ioan, dacă Ellen White ar fi trăit în zilele noastre, alte lucruri s-ar fi zis. Așa să fie oare? Observați, spune cuvântul lui Dumnezeu că învățătura lui Dumnezeu niciodată nu se învechește. Doar noi o considerăm cum? Demodată. De ce? Pentru că noi oamenii ne-am asociat, încercăm să ne asemănăm cu cei din jurul nostru. Și clar, dintr-o dată,
Se pare de fapt că suntem ciudați. De ce? Pentru că ne măsurăm cu ei și nu cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne lumineze, să ne dea putere, să ne dea înțelepciune pentru ca fiecare dintre noi să ne cercetăm cu adevărat situația, viața noastră, să ne cântărim faptele noastre și să putem să facem o corectare, dacă este posibil, în relația noastră cu Dumnezeu. Haideți să mai amintim încă un lucru care este foarte important. Aparent nu suntem atât de loviți de lucrul acesta, dar încetul cu încetul, parcă și aceasta începe să pună amprenta asupra vieții noastre spirituale de biserică. Vă întrebați, care o mai fi și aia? Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe 28:18. Deci, repet, capitolul 29, versetul 18, Proverbele. Când nu este nicio descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. Observați ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu? Sfânta Scriptură, Spiritul Profetic, este acela care ne-a fost lăsat de Dumnezeu pentru ca noi să-L studiem și să descoperim voia lui Dumnezeu. Există o tendință crescândă de a înlătura Spiritul Profetic, mărturiile așa cum le cunoaștem noi. A începe de fapt să spunem, că aia nu-i bună, că aia nu-i tradusă cum trebuie, că cealaltă nu știu ce, chiar dacă până acum au fost toate bune. Dintr-o dată ne-am luminat și ne-am deșteptat atât de mult încât ni se pare de fapt că suntem mult mai înțelepți și am face un plan mult mai perfect decât cel pe care l-a făcut Dumnezeu pentru poporul său. Citesc de Mărturii pentru Comunitate, volumul 4, pagina 211. Și iată ce ne spune aici. Planul lui Satana este acela de a slăbi încrederea poporului Dumnezeu în mărturii. Acesta este planul lui. El dorește să facă lucrul acesta și îl face. Și știi, aduce anumite chestii care să ne pună cumva un mare semn de întrebare pe care noi să nu-l înțelegem atât de bine și dintr-o dată să spună, înseamnă că aici e ceva neregulă. Noi de multe ori nu înțelegem și nu pătrundem toate tainele lui Dumnezeu. Și în clipa aceea în care noi nu înțelegem un lucru sau ni se pare de fapt că ceva nu e în regulă, atunci imediat înlăturăm la o parte cuvântul lui Dumnezeu sau Spiritul Profetic și spunem, nu, aici ceva nu e curat. Acesta este planul diavolului. De a aduce necredință, de a slăbi încrederea poporului Dumnezeu. Și iată ce spune mai departe aici Spiritul Profetic. Apoi urmează neîncrederea cu privire la punctele vitale ale credinței noastre. Apoi să spui, de fapt, chiar auzim în una din prezentări și un lucru spus, dar nu de oricine, că nu mai sunt atât de importanți stâlpii bisericii astăzi. Am rămas șocat. Nimeni n-a zis nimic, toți au zis amin la urmă. Este foarte important lucrul acesta, sunt sau nu sunt. Nu? Și spune aici, apoi urmează neîncrederea cu privire la punctele vitale ale credinții noastre, stâlpii poziției noastre. După aceea, îndoiala cu privire la Sfânta Scriptură. Observați, treaptă cu treaptă. Dai la o parte Spiritul propriu. Nu mai avem nevoie, ne descurcăm noi, știm noi. Apoi spui, apoi lasă frate că toate sunt tradiții, spunem noi. Chiar ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Le dăm la o parte. Și apoi ce mai urmează? Scriptura. Am auzit pe cineva spunând, m-am îngrozit. Om care pretindea de fapt că este om al lui Dumnezeu. Și când apoi Pavel a scris o carte, ce, eu nu sunt ca Pavel, nu pot să scriu și eu o carte? Apoi urmează, spunea aici cuvântul lui Dumnezeu, ce? Necredința în Sfintele Scripturi. Și în cele din urmă spune că marșul în jos spre pierzare. Acesta este drumul. Noi pe ce drum suntem? Am vrea ca fiecare dintre noi să ne cercetăm când mărturiile care au fost crezute cândva, nu? Sunt privite acum cu neîncredere și lepădate, Satana știe că cei amăziți nu se vor opri aici. Nu doar aici. Dragii mei, omul nu se oprește doar aici. Pentru că diavolul lucrează, l-a luat în stăpânire pe omul respectiv și Dumnezeu să ne ferească ca să fim luați în stăpânire de el. Deci, repet, punem întrebări cu privire la ce? La Spiritul Profetic. Apoi dăm la o parte anumite principii din viața noastră în legătură cu Dumnezeu. Apoi dăm la o parte părți sau dacă nu chiar întreaga Sfântă Scriptură. Încercăm să o interpretăm și nu ne oprim aici. Și iată ce spune aici cuvântul inspirat. Satana știe că cei amăgiți nu se vor opri aici și își dublează eforturile până când îi lansează într-o răzvrătire pe față împotriva lui Dumnezeu. Și dintr-o dată îl vezi pe omul acela care cândva, poate cu 10 ani în urmă, era atât de pioș și credincios
Și era atât de liniștit că venea în biserică și stătea smerit. Îl vezi de fapt că se revoltă împotriva lui Dumnezeu pe față și spune: ia mai lăsați-mă în pace cu Dumnezeul vostru. Și te întreb, cum s-a întâmplat lucrul acesta? Dragii mei, lucrul acesta se poate întâmpla cu fiecare dintre noi. Suntem slabi, suntem supuși păcatului și dacă nu avem o legătură cu Dumnezeu, suntem pierduți. Diavolul știe lucrul acesta. De multe ori noi credem că nu avem nevoie de un ajutor. Tocmai acesta este pericolul cel mare. Vreau să citesc încă un gând în legătură cu aceasta și apoi să trecem la un alt aspect. Este foarte important lucrul acesta. Și iată ce ne spune aici Mărturii pentru Comunitate, volumul 5, pagina 212. Nici o superioritate în rang, demnitate sau înțelepciune omenească, nici o poziție în slujbă sfântă nu vor păzi pe oameni de sacrificarea principiilor când acest lucru este lăsat la dispoziția inimilor lor înșelătoare. Înțelegeți lucrul acesta? Înțelegeți ce spune aici Spiritul Profetic? Nici o poziție, nici o slujbă pe care o ai în biserică nu va păzi, nu te va face în stare să păzești poporul lui Dumnezeu când? Atunci când, ne spunea aici Spiritul Profetic, când lucrul acesta, adică sfințirea cuvântului Dumnezeu, respectarea principiilor poporului Dumnezeu, când lucrul acesta, spune, este lăsat la dispoziția inimii fiecăruia. Adică se auzea astăzi tot mai mult și se spune, de fapt, auzeam altă dată, alte biserici spuneau lucrul acesta, dar astăzi ne-am obișnuit și noi cu această zicală. Păi, lucrul acesta trebuie să lăsăm la conștiința fiecăruia. Adică, cu alte cuvinte, ne adunăm noi împreună, dar fiecare să creadă cum o vrea. Este imposibil. Dumnezeu nu poate stăpâni și nu poate guverna, nu poate conduce un astfel de popor. Trebuie să ne gândim foarte sincer. Ori suntem totul pentru Dumnezeu, ori ascultăm tot adevărul lui Dumnezeu, ori ne ascultăm nimic, e tot una. De multe ori ne credem că le știm pe toate. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Apocalipsei, în capitolul 3, versetul 17, că tocmai aceasta este marea problemă a poporului Dumnezeu din ultima perioadă de timp. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsa de nimic. Și nu știi că ești un ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Avem impresia de fapt că le știm pe toate. Avem impresia de fapt că deja, gata, Doamne, eu m-am pregătit, am totul. De ce? Gata, sunt gata să plec. Avem impresia de fapt că am ajuns la desăvârșire. Că nu mai avem nevoie de nicio învățătură. Credem, poate, de multe ori în mintea și inima noastră că știm mai bine decât Dumnezeu. Dumnezeu ne-a trasat de multe ori anumite sarcini. Ne-a dat anumite învățături. A pus anumite legi pe care noi nu le înțelegem, cum nici evreii nu le-au înțeles. Și atunci când nu înțelegem un lucru, încercăm să facem așa cum ne taie pe noi capul. Dar atunci greșim. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea putere, să ne dea înțelepciune, ca fiecare dintre noi să primim cuvântul lui Dumnezeu. Să înțelegem că avem nevoie. Să nu rămânem în această stare de ticălocenie, de orbire, de goliciune. Și să venim la Domnul Iisus Hristos și să spunem: Doamne, e în viața mea. Ea este plină de păcate. Am făcut atâtea rele. M-am răzvrătit împotriva Ta. Am luptat împotriva Ta fără să-mi dau seama, Doamne, și acum văd pentru că sunt luminat de cuvântul lui Dumnezeu. Primește viața aceasta. Iisus așteaptă de mult lucrul acesta. Să primească viața noastră plină de defecte. Este gata să ne dezbrace de haina noastră murdară, care până acum am ținut atât de mult la ea și am crezut că este desăvârșită. Și să ne dea haina Sa, spălată cu sângele Său pe cruce la Golgota. Aceasta este lucrarea pe care încă astăzi o poate face Hristos pentru noi. El dorește ca fiecare dintre noi să fim binecuvântați. Și dacă nu facem lucrul acesta foarte repede, s-ar putea să fie imposibil să-l mai facem. Aș vrea în final să ne aducem un moment, să ne aducem aminte de un moment din istoria poporului Israel. În 1 Regi, capitolul 18, versetul 21, un om al lui Dumnezeu, într-un moment de criză, când poporul lui Dumnezeu s-a abătut atât de mult de la ceea ce ei au primit, de la legea lui Dumnezeu,
când zeii păgâni erau puși în loc de cinste în casele lor, Dumnezeu ridică un om atunci, așa cum a făcut deseori. Ridică pe Ilie. Ilie cheamă tot poporul, convoacă o adunare mare, o adunare națională și pune poporul să aleagă, să ia o decizie, să spună de azi înainte slujim pe Dumnezeu. Dorea să facă lucrul acesta, așa cum dorește Dumnezeu astăzi cu inima fiecăruia dintre noi. Și citesc în cuvântul lui Dumnezeu, 1 Regi, capitolul 18, 21. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: până când aveți de gând să șchiopătați de amândouă picioarele? Până când aveți de gând să vă legănați între două păreri, spune o altă traducere? Până când aveți de gând să slujiți și lui Dumnezeu pentru că voi îl iubiți, dar să fiți și cu păgânii? Până când? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă Baal este Dumnezeul vostru, mergeți după Baal. Și pune poporul să aleagă. Și Ilie stă și se uită la popor. Și poporul liniște. Spune cuvântul lui Dumnezeu și poporul nu i-a răspuns nimic. Nu mai aveau capacitatea să aleagă. Erau deja robiți, diavolul i-a legat. Îl iubea pe Dumnezeu, ar fi vrut să fie cu Dumnezeu, dar iubeau atât de mult lumea aceasta cu care s-a obișnuit atât de mult. Există riscul acesta, dragul meu, dacă ne jucăm atât de mult cu păcatul, dacă ne jucăm atât de mult cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Evanghelia lui Dumnezeu, dacă încercăm să facem jaloane așa ca la școala de șoferi, s-ar putea să o facem toată viața. S-ar putea să mergem tot mereu cotilit, nu stânga-dreapta și să nu mai ajungem la țintă. Este posibil lucrul acesta și când vrei în sfârșit să iei o decizie, să nu mai ai puterea să o faci. Astăzi încă avem această posibilitate. Atunci poporul spune că nu a răspuns nimic. Citesc un gând din Mărturii pentru Comunitate, volumul 4, în legătură cu aceasta, pagina 578. Când a avut loc o abatere de la calea cea dreaptă, întoarcerea este foarte grea. În momentul în care te-ai obișnuit să mergi pe un drum care te-a îndepărtat de Dumnezeu, este foarte greu să te întorci înapoi. Poate noi credem așa cum credea și Samson, ne aducem aminte. În momentul în care a fost prins, legat, zice el, mă voi scutura ca mai înainte. S-a scuturat, dar nimic. Este foarte greu să te întorci înapoi la Dumnezeu în momentul în care te-ai obișnuit cu răul. Spuneți voi astăzi, sunt atâtea lucruri introduse în biserica noastră. Ne mai putem întoarce înapoi? Mai putem să fim acea biserică care eram acum 40 de ani? Mai putem să avem de fapt aceleași servicii divine? Mai putem să avem aceeași reverență care era atunci? Este aproape imposibil. Și totuși Dumnezeu spune că se poate. Dacă astăzi ne predăm viața în mâna lui Dumnezeu, dacă lăsăm pe El să ne studieze și să analizeze viața noastră, cu siguranță este posibil lucrul acesta. Barierele, spune aici, că au fost îndepărtate. Dumnezeu a creat anumite bariere. De ce? Pentru că ne iubește. Pentru că în momentul în care noi mergem aproape de prăpastie, să fie acel gard și noi să ne oprim acolo. Dar noi mergem înainte și numim aceasta credință. Și aceasta este încumetare. Și cădem în gol dintr-o dată și ne ducem în abis. Fără să ne dăm seama, ne îndepărtăm de Dumnezeu. Ci că barierele au fost îndepărtate, siguranțele au fost rupte. Un pas în direcția rea a pregătit întotdeauna calea pentru altul. Un singur pahar de vin poate să deschidă ușa ispitei care va aduce la obiceiul de a se îmbăta. Face aici aluzie spiritul profetic la acel care a fost obișnuit cândva să fie un bețiv, care era dependent de alcool sau ca unul care este dependent de tutun. Și s-a lăsat prin harul lui Dumnezeu. Dacă el o singură dată se duce în locul acela cu prietenii care era altă dată și acestea tot mereu îl îndeamnă și un singur pahar de vin a luat, devine din nou bețiv, nu se mai poate stăpâni. Același lucru se poate întâmpla și cu viața noastră. Noi am fost și suntem poate dependenți de păcat. Dumnezeu prin harul său vrea să ne salveze. Dacă noi ne întoarcem înapoi și o singură dată ne jucăm cu păcatul, s-ar putea să nu ne putem întoarce niciodată. Să vrei să ai relație cu Dumnezeu, dar să nu mai ai putere. Aș vrea în final acum să citim și ne oprim cu acest gând. Apoi să ne rugăm fiecare în mintea și inima noastră ca Dumnezeu să ne cerceteze. Vreau în final acum să citesc un gând din Mărturii pentru Comunitate, volumul 5, pagina 72. Sunt câteva întrebări
pe care ni le pune Cuvântul lui Dumnezeu, ni le pune Spiritul profetic nouă astăzi. Nu pendulezi tu între două opinii? Nu neglijezi cumva să dai ascultare inimii pe care ți-a dat-o Dumnezeu? Ascultă ca nu cumva să fie în voi o inimă rea și necredincioasă, depărtându-vă de Dumnezeul cel viu. Tu nu cunoști timpul cercetării tale. Marele păcat al iudeilor a fost acela de a neglija și de a respinge mereu ocaziile prezente. Privind la starea de astăzi a celor ce mărturisesc că sunt urmașii săi, Iisus vede o mare nerecunoștință. Vede un mare formalism. O super critică nesinceră, o mândrie și o mare apostazie. Dragii mei, aceste mărturii au fost scrise pentru noi. Dumnezeu ne cercetează și ne-a cercetat și în seara aceasta. Doresc ca fiecare dintre noi să ne lăsăm cercetați de Dumnezeu. Și în momentul în care descoperim cumva că acest cuvânt are de face cu viața mea, fiecare dintre noi să ne plecăm genunchiul înaintea lui Dumnezeu. Să punem viața noastră așa cum este ea, fără să încercăm să o mai văruim noi. Să o aducem înaintea lui Dumnezeu așa cum este, să recunoaștem greșelile noastre. Și Dumnezeu nu ne va da niciun reproș, pentru că El ne iubește atât de mult. Se va întâmpla exact ceea ce s-a întâmplat în pilda fiului risipitor. Poate ne-am îndepărtat, poate ne-am înstrăinat de Mântuitorul nostru, dar El este gata să ne dea viață. Dorim noi să primim viața de la Dumnezeu? Dorim noi să-L primim pe Domnul Iisus în viața noastră? Dorim ca El să stăpânească peste noi și să fim apoi veșnic fericiți? Dacă dorim lucrul acesta, să ne încredem în Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu și să spunem și altora cât de mult ne iubește Dumnezeu. Aceasta este rugămintea mea și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin. În fața ta, în fața ta.
fața ta, în fața ta. Știu, Domnul meu, vei veni în curând și pe norii cerului vei sta. Știu, Domnul meu, vei veni în curând, nu voi mai pleca din casa ta. Eu voi sta la dreapta ta. La dreapta ta. Eu voi sta la dreapta ta.